pasagerii aeroportului din Cluj-Napoca vor avea parte de un nou tip de serviciu care este deja prezent în marile aeroporturi din lume. Începând din 1 decembrie, serviciul de transfer va asigura legătura între aeroportul din Cluj și mai multe localități din Transilvania. Cei care decolează sau aterizează pe aeroportul Cluj-Napoca nu vor mai fi nevoiți să își facă probleme în ceea ce privește transportul spre sau de la aeroport. Aeroportul Cluj s-a dezvoltat foarte mult, a atins acest an vârfuri de 8-9 mii de pasageri pe zi, care este deja o cifră semnificativă, și acești pasageri au nevoie și de un serviciu de comoditate, de confort, prin care să ajungă la aeroport, dar în tarife rezonabile. Pasagerii aeroportului Cluj-Napoca se vor bucura de un nou tip de serviciu de la 1 decembrie, și anume serviciul de transfer pentru pasageri. Acest serviciu va face legătura între aeroport și cele mai importante orașe din Transilvania. 6 curse vor porni în fiecare zi de pe aeroportul Cluj-Napoca pe cele 6 trasee, iar pentru o călătorie pasagerii vor scoate din buzunar între 3 și 12 euro. Ca și tarif, traseul cel mai scurt fiind Cluj implicit începe de la, este la valoarea de 3 euro, iar cel mai lung traseu este la valoare de 12 euro Sibiu, de exemplu. În rest, sunt undeva în jur de 90 euro per persoană și călătorim indiferent de câte persoane vor fi în rezervare. Transportul se va face cu microbuze moderne echipate cu dotări de ultimă generație. Vor fi microbuze de ultimă generație, dotate cu aer condiționat, cu priză USB, cu wireless free. Încercăm să ridicăm acest serviciu la niște standarde europene. Primele curse vor fi operaționale începând cu 1 decembrie, dar biletele pot fi achiziționate deja din mai multe locuri. Biletele se vor putea cumpăra în primul rând de pe site-ul transfero.ro, de pe site-urile agențiilor de turism, din incinta agențiilor de turism sau din biroul nostru din aeroport. În plus, pentru comoditatea pasagerilor, în viitor aceștia vor putea cumpăra serviciul de transfer odată cu biletul de avion.